Revenim asupra pericolelor mari, împachetate în legile DECA și pe care ochiul liber nu le depistează. Legile DECA deja au fost aprobate de guvern, PSD, PNL, UDMR și vor fi dezbătute în procedură de urgență în Parlament. Cu același simțământ de urgență, revenim asupra subiectului și ne exprimăm din nou profunda îngrijorare față de aceste legi periculoase. În urma lecturării unor critici la adresa legilor DECA, făcute de intelectuali conservatori din țară, am încercat să depistăm sursa de inspirație pentru aceste legi care vor distruge mințile copiilor noștri și vor distorsiona valorile tradiționale și creștine în caz că vor fi adoptate. DECA spune că viziunea cuprinsă în legile DECA este culminarea muncii ei din ultimii 7 ani, dânsa obținând un doctorat în Luxemburg. Un lucru este clar. Legile DECA nu au apărut peste noapte. Ele sunt rezultatul unor mutații radicale din ideologia pedagogiei, inițiate și aplicate de elita neomarxistă globalistă. Recent am dat peste sursele legilor DECA și a ideologiei periculoase pe care ele le promovează. În primul rând, vârful de lanse al acestor mutații progresiste în domeniul educației este ONU și organizațiile sale binecunoscute, UNESCO și UNICEF. Un aport enorm a fost și de organizațiile non-guvernamentale globale neomarxiste care urmăresc seculizarea extremistă a sistemului de învățământ prin eliminarea oricărei nuanțe valorice ori creștine. Conferințe peste conferințe, studii peste studii și programe peste programe din ultimii ani au atins punctul culminant în septembrie anul trecut, când ONU a organizat summitul Transforming Education Summit în New York, întâlnire la nivel înalt pentru transformarea educației. Conform autorului, obiectivul explicit declarat al organizatorilor a fost eliminarea autorității decizionale de la nivelul local și național către un sistem global progresist și universal de învățământ. Pentru realizarea acestui obiectiv, se stabilește stabilirea unei grile de învățământ pentru copii. Dar nu numai pentru ei. Îndoctrinarea în noua ordine valorică mondială nu este doar pentru copii și adolescenți, ci pentru fiecare ființă umană. Îndoctrinarea părinților, terminologia se schimbă. În loc de elevi și studenți, se folosește expresia learners, persoane care învață. Noua doctrină a învățământului prevede că învățătura și educația sunt preocupări constante pentru fiecare ființă umană de la grădiniță până la bătrânețe. Noua doctrină pedagogică este și ea clar expusă. Sistemul de învățământ trebuie să-și reorienteze obiectivele pentru a pregăti pe toți care învață să promoveze drepturile omului, dreptatea socială, solidaritatea și respectul pentru diversitate. Ecoul acestor deziderate se găsește clar expus în legile DECA. Obiectivul ultim este îndoctrinarea în noua ordine mondială a non-valorilor și marginalizarea în extremis până la anihilare a persoanelor tradiționale și a valorilor de care ei sunt atașați. Recomandăm respingerea legilor DECA. Regretabil, nu suntem în Parlament unde am putea atenționa din interior privind pericolele legilor DECA. Guvernul a aprobat legile DECA. Noi, cetățenii, le respingem. Ele nu sunt bune pentru sănătatea emoțională și valorică a tineretului României și nici azi și nici pe viitor. Republica Moldova, sluga Uniunii Europene, și tot privind legile DECA, și Republica Moldova s-a alăturat grupului Nefas Global, care promovează murdăriile morale. Ceea ce am suspectat de mult timp ne-a fost demonstrat la începutul lunii. Republica Moldova, spre rușinea noastră ca români, dar mai ales creștini, se transformă în sluga Uniunii Europene când e vorba de valori. Se transformă la nivel internațional în vechiul de atac folosit de UE împotriva valorilor morale. Un exemplu concret e o rezoluție ONU respinsă la începutul lunii prin mobilizarea masivă a țărilor tradiționale. Rezoluția inițiată de administrația Biden și UE avea de-a face cu demografia și dezvoltarea. Vreme de decenii, ONU a încercat să includă în aceste rezoluții noțiunea de drepturi sexuale și reproductive, adică mizerie și confuzie sexuală și avort. Relatează Alianța Familiilor din România. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.